Hei, dragilor! Eu sunt Moni. Povestea de astăzi se numește Jocurile copilăriei. Începem. Petru și Paula sunt frați. Le place tare mult să se joace în grădină cu păpuși mânuite de ei. De ce fac azbondare atâta zgomot? Întreabă păpușa grădinar Linda cu vocea Paulei. Dar nu sunt bondari, parcă e bâzâitul unui avion, spune piticul Țuchi cu vocea lui Petru. Fac jocuri de rol, că le plac tuturor copiii. Ei, dar ce să vezi, bondarul care se aude este de fapt un elicopter. În casa de alături s-a mutat o nouă familie. Hei, strigă Petru. Hei, strigă și băiatul din curtea vecină. Paula îi face semn, fluturând din mâna păpușii grădinar Linda. Băiatul dirigează acel mic elicopter, manevrând frenetic manetele telecomenzii la dreapta și la stânga. Uf, mi-ai distras atenția, exclamă el iritat. Vai, aterizare forțată în copac. Bâzitul motorului a încetat acum. Să sperăm că păsările nu au pățit nimic. Paula aleargă încrozită spre cuib, scăpând din mână păpușa grădinar. Păsările sunt în regulă și aici este avion. Petru deschide poarta grădinii, invitându-l înăuntru pe băiatul vecinilor. Pe mine mă cheamă Petru, iar ea este sora mea, Paula. Paula sare din copac cu elicopterul în mână. Dă-mi elicopterul, îi spune băiatul. Apoi se întoarce către Petru. Mă cheamă Radu, tu ce ai în mână? Un pitic, răspunde Petru. Avem mai multe păpuși, avem chiar un teatru întreg. Fați, aici este colecția lor de păpuși, vedeți? Au un clown, au o păpușă doctor, un cățeluș, o pisicuță, chiar și un leu. Radu se oprește să privească teatrul de păpuși. Deodată se strâmbă, face un pas înapoi și exclamă: păpuși! Din ce face un pas înapoi, din atenție, calcă peste păpușa Paulei. Hai să vedem dacă mai zboară elicopterul, strigă Radu și aleargă împreună până la terasa casei sale. Oh, acestea sunt toate ale tale? Se minunează Petru. Radu încuvințează, am chiar și un submarin. Cei doi băieți își petrec toată după amiaza împreună. La fel și a doua zi, apoi și următoarea. Se joacă, are fel și fel de elicoptere, o macara uriașă, aici este submarinul, camioane și tot felul de circuite pentru mașini. Petru, nu-ți mai plac păpușile noastre? Îl întreabă Paula. Dar Petru închide ochii. Sunt obosit, Paula, hai să dormim. Paula e tristă pentru că de câteva zile nu s-a mai jucat frățiorul ei cu ea, preferând să se joace cu Radu și cu mașinuțele. Petru nu ne mai iubește, spune păpușa vrăjitor. Nu, nu ne mai iubește, fiindcă lui Radu nu-i place de noi, explică păpușa doctor Carol. Aș putea fi pilot, precis că asta ar plăcea lui Radu, găsește de cuvință păpușa clown. Dar tu ai ochii închiși și ar fi mult prea periculos, se teme Linda, păpușa grădinar. Paula se joacă singură. La masa de seară, bucătarul Tarhon, bineînțeles cu ajutorul mânuței Paulei, pune un ridiche în farfuria lui Petru.
Astăzi am căzut din hamac și m-am lovit la cap. Mâine vrei să o ajuți pe Paula să-mi îngrijească, uite, de aici uliturile de pe frunte? Întreabă el. Mâine nu pot, îi răspunde Petre. Am promis lui Radu că îl voi ajuta să repare elicopterul. De la a doua zi, Paula îl vede pe Radu pe frățiorul ei când pleacă nicăieri. Nu ziceai că te duceați la Radu? Întreabă Paula. Radu e bolnav, lămurește Petru. Ce are? Îl doare în gât. Eu sunt doctor. E de datoria mea să am grijă de el, sare păpușa doctor Carol. Radu e bolnav de adevărat, subliniază Petru. Dar am putea să jucăm o piesă de teatru pentru el ca să nu se plictisească, vine Paula cu ideea. Petru ridică din umeri. Sunt sigură că Petru nu-l va părăsi pe prietenul său Radu tocmai acum, adaugă păpușa doctor Carol cu vocea îngroșată a Paulei. Tarhon, tu vii cu noi, te vom trata și pe tine acolo. Spectacolul poate începe. Fereastra camerei lui Radu este deschisă, păpușa doctor Carol este cea care trage cortina. Ta-da! Strigă Petru. Paula și Petru vă prezintă teatrul de păpuși Peppa. Pe vine de la Petru și Pa vine de la Paula. În rolurile principale sunt doctorița Carol, bucătarul Tarhon și grădinăreasa Linda. Radu stă în pat, este bolnăvior și stă aici întins să se facă cât mai repede bine. Au, au... Se vaită Tarhon. Stai cu minte, e doar o julitură care poate fi pansată. Îl liniștește Carol, păpușa doctor. Pe scenă apare repede și Linda. Am adus coacăze proaspete pentru ca Tarhon să se îndrăvenească după tratament. Se pare că sunt niște coacăze cam zămoase. Pălăria mea e toată pătată. Nu-i nimic, se potrivește cu rochița mea murdară, căci cineva a călcat-o în picioare. Mai știți voi cine? Da, Radu chicotește din pat. Se pare că la muză teatrul de păpuși. Dar vai, rochița Lindei s-a agățat de cârligul Macarale. Momentul acesta chiar nu face parte din piesa de teatru. Cârligul se leagănă și plosc. Linda cade în acvariu. Radu aproape cade din pat de atâta râs. Furioasă, Paula fuge. Așteaptă, Paula, strigă Petru. O aducem pe Linda înapoi. Ce le-a apucat pe Radu să râdă cu atâta răutate? Ne dai păpușa înapoi? Întreabă Petru. Nu, răspunse Radu trăgându-și gluga pe cap. Nu mă simt prea bine, trebuie să stau în pat. Mai treceți pe aici la sfârșitul săptămânii. Radu închide fereastră și trage jaluseaua. Dar n-are chef să zacă în pat. Păcat că spectacolul a intrat la apă. Radu nu-și mai simte fruntea fierbinte, semn că nu mai are febră, iar gâtul nu-l mai doare. Poate ar putea să repare elicopterul acum? Caută banda adezivă în cutia pentru bricolaj. Acolo are și un manual cu instrucțiuni pentru construcția unui zepelin din tifon și gips. Ar putea să-l construiască chiar acum. Sau să facă altceva? I-a venit o idee mai bună. O pescuiește pe Linda din acvariu, o usucă bine cu un prosop și o mângâie pe cap. Nu te necăși, te vei face bine, murmură el. Și se apucă de construit zepelinul, vedeți? Din gips, tifon și tot ce mai trebuie. Lipici. Linda a spălat-o și pentru că pălărioara ei era toată pătată de la coacăze, acum i-o pictează. Vedeți? I-a pictat și rochița să-i se asorteze cu pălăria. Sâmbătă dimineața, când Paula și Petru merg în vizită la Radu, fetița încearcă să pară cât mai supărată. Petru sună la sunerie. Ușa e deschisă! Puteți intra!
Îl aud ei pe Radu strigând dinăuntru. Radu stă în capul scărilor. Ta-da! Radu vă prezintă teatrul Ra-pe-pa. Ra de la Radu, pe de la Petru și pa de la Paula. În rolurile principale, aviatoarea Linda și pasărea ei magică. Paula i-a trecut supărarea. Ce frumos! Paula și Petru bat fericiți din palme. Am lucrat mult la ele, să știți, spune Radu. Acum puteți să-mi arătați și celelalte păpuși? Și acesta e momentul în care între cei trei copii începe o frumoasă prietenie. Cartea, cu același nume ca și povestea, este Jocurile copilăriei, apărută la editura Signatura. Pentru mai multe povești, mă găsiți pe canalul meu, Spune-mi o poveste! Mersi!